Am făcut mișcare, rămâneți alături de noi în emisiune, pentru că Iana Novac, invitata mea, este aici, gata, pregătită să ne cânte. Nu, astăzi gătim, nu cântăm. De fapt, învățăm ceva, eu o să învăț ceva bun de la tine, sper să mă înveți și o rețetă. Să știi că e o rețetă care se prepară foarte repede, am un aparat care mă ajută, pentru că eu sunt cam cu două mâini drepte în bucătărie asta, pentru că sunt stângace. Și o să-ți prepar repede, dar în timp ce se prepară, noi o să povestim despre tine și ce ai făcut tu vara asta, pentru că sunt sigură că ai avut o vară, wow! Fierbinte! Uite cum facem, ți-am pregătit orez cu legume, da. Și pun niște bobițe de piper, pentru că mie îmi place codimentat și mie îmi place foarte mult. Să încercați și voi acasă să mâncați mai codimentat, pentru că în felul acesta se accelerează metabolismul. Și punem și niște, da, punem și niște semințe de floarea soarelui, da. Și uite ce simplu, fii atent, ca să vezi și tu ce fac așa, pun aici ca să se facă labul, știi? Foarte sănătos. Da, cum altfel. Nu asta încercăm să învățăm pe cei de acasă, sau mănânce sănătos. Și nu vă imaginați că Iana arată așa pentru că mănâncă altfel decât sănătos. Sigur, ești tu foarte drăguță. Dar să știi că acum, uitându-mă la acest aparat, îmi dau seama că este o soluție pentru noi, femeile din ziua de astăzi, mai leneșe așa un pic. Nu știu dacă suntem mai leneșe, cred că suntem foarte ocupate. Foarte ocupate. Mai nou este o modă, știi să zici, sunt extrem de ocupată și nu am timp de nimic. Dar adevărul este că atunci când ai un copilaș acasă, un astfel de aparat este important. Să știi că te ajută foarte mult. Așa am avut și eu în minte când am văzut aparatul, wow, pentru mămicii. Da, să știi, să știi. Și un orez cu legume este o masă perfectă, da, pentru... Apropo de masă perfectă, te gândești la masa ta ca și cum îi dai micuței tale? Sau? Să știi că masa mea începe așa. Cu rucola. Cu rucola, ce crezi, de fiecare dată. Un pat de rucola. Serios, un pat de rucola cu un pic de uslei de ulei de măsline și cu lămâie. Deci este așa începe o masă, indiferent așa dimineața să începe o masă, stai că le mai dau alt truc. Să știți că în momentul în care începeți cu vegetale, cu ceva crud masa, nivelul de antioxidanți și de vitamine din corp rămâne foarte sus și în felul acesta aveți și o digestie bună, pentru că au fibre foarte multe. Exact, așa. Și este foarte după sănătoasă. Care? După care deschid frigiderul, de obicei am lucruri sănătoase și mă uit și văd ce am. Așa. Dacă am pește, pun câteva feluțe așa de pește peste rucola și să știi că dar și fetița... Dar ce vreți, că nu pun și eu pește? Ai pește. Am pește, normal. Vrei, da, pește? Perfect. Da. Macrou? Da, 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 e perfect asta, da. Sigur. Da? Macrou este un pește graș, nu am nevoie și de dressing. Hai să-l desfacem. Și să prepar o salată. Mă lași să fac o salată? Hai, ok. Rucola multă, cât de multă. Din ce în ce mai multă lume s-a obișnuit cu rucola și eu nu pot să fiu decât fericită, nu? Fericită, da, pentru că rucola vă ajută să aveți o digestie bună și prin gustul amărui pe care îl are. Wow, foarte sănătoasă. Aici, da. Și eu sunt foarte fericită că fetița mea mănâncă rucola și... Mănâncă? Da, mănâncă și... Da, da, numai că i-am spune, vreau și eu un pic de iarbă, știi? Așa zice. Uite, o să... Asta pentru că am văzut la tine, să știți că copiii imită tot ceea ce văd. Și atunci e bine să cumva să faceți lucruri pe care ei să le vadă și ei sigur o să consideră că e ceva normal. Exact, exact. Ha? Uite, dezosăm ce peștele. Da. Nu? Ce bine miroase. Da, miroase foarte bine. O sursă de proteină foarte, foarte bună. Acum, știi, cu vremurile pe care le trăim, știm de toate. Și e păcat să nu folosești toată informația. E, bine ai spus. Vă rog din suflet să încercați să aplicați din ce aflați aici la emisiune. Uite, de exemplu, astăzi să vă pregătiți o salată, așa cum Iana face. Eu mă uit la tine, ia să văd dacă faci corect ce faci. Da, sunt convinsă că și tu faci același lucru acasă. Da, să știi că prefer salata cu, așa cum spui tu, cu pește sau cu ou sau cu brânză, da, da, în afară, în locul oricărui alt preparat. Și să încercați să, dacă, de exemplu, hotărâți să mâncați salată cu pește, nu mai adăugați altă proteină. Încercați să nu combinați foarte mult proteinele. Știi că eu acasă când îmi prepar salata cu pește, nu mai adaug ulei de măsline. Pun doar lămâie și e suficient, pentru că aici avem omega
foarte mult. Și grăsimile alea sănătoase pe care, de care noi trebuie să, să avem parte, pentru că trebuie să știți un lucru. Grăsimile ajută foarte mult la absorpția de vitamine și minerale. În lipsa lor nu se absorbă atât de bine. De asta de obicei se combină salata cu ulei de măsline sau cu proteina asta. Pun un pic de sare. Și chiar și slăbitul așa, se întâmplă mai rapid dacă, dacă mâncăm mai multă grăsime bună. Nu? Uite ce bine, da. Punem și niște semințe de fără ferele. Da, te rog, chiar te rog. Uite, am deja vă facem poftă. Pregătiți și voi. Am pregătit peștele. Măi, bucăți acum așa avem, mai mari. Avem la îndemână tot ce ne dorim. Important exact. Este să alegem ce e mai sănătos pentru noi. Ce e așa de complicat să iei o salată care se găsește în supermarket, să iei un pește din ăsta macro afumat și să te bucuri de o masă sănătoasă. Că știi, multă lume spune, și probabil că și tu ai auzit, că e scump să mănânci sănătos. Da, și eu am auzit, dar să știți că dacă începeți să cumpărați alimente sănătoase și vă uitați la factură sau cum să-i spun, la nota de plată, de fapt e mai ieftin. Dacă... Eu chiar am studiat acest aspect. Nu? Alegem peștele, nu știu cât de scump. Asta este macro, e un pește foarte sănătos, foarte gustos. Accesibil și... la preț. Da, și are un preț foarte bun. Wow, cum arată. Sigur, o să pun tot peștele ca să... Super. La această salată mi-ar plăcea foarte mult să mai adăugăm niște miez de dovleac. Ia uite că avem. Avem? Păi da, avem. Deci avem aici de toate. Wow. Îi dă un gust senzațional. Și mie îmi plac. Și chiar vă rog să încercați acasă. Da? Uite așa. Punem niște... Multe? Așa. Nu, nu, nu foarte multe, doar putem să spunem că așa, de decor, dar... La decor? În momentul... Eu o să vreau să pun și norez. În momentul în care o să le regăsiți în salată... Da, ele sigur. Sunt crocante acolo și aici o să fie un pic moi, pentru că uite ce fac. Ce bine! Aproape gata orezul nostru. Am stat și de povești, am aflat și două trucuri importante. Unul, că piperul și condimentele accelerează metabolismul și doi, că avem nevoie de salată. Da. Începem masa cu salată și imediat vă mai spune un truc. Da, o mai lăsăm un pic. Aia cu dieta mie mi-a plăcut. Care? Că de fiecare luni. Femeie începe o dietă de luni, da? Așa. Dar doar că nu durează foarte mult această dietă, până luni seară. Și după aia zici, ei, lasă, săptămâna viitoare de luni. Dar eu zic să încercăm asta. Să mâncăm cât de cât sănătos, să mâncăm mai multe legume, nu neapărat fructe, fiindcă am înțeles că fructele nu sunt atât de importante. În schimb, salatele da. Sunt foarte. Eu vă recomand ca fructele să fie, dacă vreți, un mic dejun sau o masă mai, nu știu așa, mai frugală, undeva între mic dejun și prânz, ca un snack. În loc să mâncați alte minuni, mâncați fructe, mestecați-le bine, pentru că e important lucrul acesta. Orezul e aproape gata și vreau să buși din el. Uite, 7 secunde mai am până gata orezul, zici că dăm startul la ceva. Nu, este senzațional acest da, aparat. Da, să știi că mie îmi place foarte mult, mă ajută, pentru că are și rețete, știi? Are rețete în interior. Și, wow, uite și tu cum s-au făcut legumele astea. Și ce-mi place că se păstrează culoarea, știi? E așa o... Uite, la aparatul ăsta ce-mi place foarte mult, uite cum rămân legumele. Au aceeași culoare. Se fac laburi, foarte interesant. Da, cel mai important este că e foarte sănătos. Hai să eliberăm un pic masa, să-ți fac bucuria de a vedea pregătită masa. Este importantă atmosfera în care mâncăm orice am pregătit. Și uite, noi am făcut aici o atmosferă de prințese. Mâncăm ca niște prințese. Fii atent acum! Fii atent! Uite, uitați-vă și voi ce masă colorată, gustoasă, sănătoasă. Ar trebui să avem 5 culori în farfurie și uite, dacă numărăm, cred că avem. Verde. Cred că avem mai multe. Cred că avem mai multe. Hai să le facem poftă celor de acasă. Ce zici? Salata ta și orezul meu. Și o combinație. Acum e mai frumoasă. Aaa,
care chiar uite ce mai idee. Frumoasă. Farfuria mai frumoasă. Cred că a mea o să câștige că e mai mare, nu că e mai frumoasă. Eu îmi doresc tare mult să aplicați ce aflați în emisiunea Sport, Dietă și o Vedetă. Astăzi Iana a venit cu câteva sfaturi interesante. Începeți dieta de luni, duceți-o până lunea viitoare, cel puțin. Nu opriți seara. Gândiți-vă că viața este compusă din multe lucruri frumoase, nu doar din a mânca pe săturate. Și eu vă doresc să aveți un weekend minunat. Îți mulțumesc tare mult. Și eu vă mulțumesc foarte noi. Mult. Până săptămâna viitoare, gânduri bune înspre voi. Am avut bucuria să petrec o dimineață superbă alături de Florentina, să învăț o grămadă de lucruri. Pe voi vă îmbrățișez și vă doresc să trăiți exact așa cum vă doriți.